Harta judecătoriilor se poate schimba. Potrivit unui proiect de lege privind reorganizarea instanțelor votate de deputați în prima lectură, Republica Moldova va fi cu o judecătorie mai puțină. Documentul mai prevede că instanțele de apel vor fi reorganizate și ele, între instituții. Din proiectul de lege elaborat de Ministerul Justiției, reiese că dintre cele 15 judecătorii existente vor rămâne 14, după fuziunea prin absorpția judecătoriei Anănii Noi de către judecătoria Căușeni. Pe lângă instanțe vor funcționa și 25 de sedii secundare, în diferite regiuni care se vor subordona jurisdicției propuse de Ministerul Justiției. Prin proiect se urmărește organizarea amplasării cât mai eficiente a instanțelor judecătorești, care să răspundă interesului public de acces la justiție, să asigure distribuirea echitabilă a sarcinilor între instanțele judecătorești, utilizarea eficientă a fondurilor publice. Totodată, instanțele de apel vor fi reduse la trei. Curtea de apel Nord, Curtea de apel Centru și Curtea de apel Sud. Curtea de apel Comrat va avea un sediu la Curtea de apel Sud. Unii deputați apropiați lui Șor au încercat să manipuleze pe seama acestui subiect și să distorsioneze prevederile proiectului. Pri padatoki dana voi ne neprinieli pozíciu vo vnímanie -au rukovodstva autonomii, Rucovăță, uh, Proiectul uh, prevede lichidarea judecătoriei și a curții de apel Comrat. Este un subiect sensibil. Prin proiect nu este lichidată curtea de apel Comrat. E vorba de reorganizare. Este creată curtea de apel Sud. În continuare va exista deci un sediu la curtea de apel Comrat. Este sediu secundar. Sunt mii de cereri pe rol. Instanțele noastre nu reușesc fizic. Eu nu vreau să mă refer la subiectul Găgăuzia, că eu aici înțeleg că se fac eforturi concentrate pentru a crea noi disensiuni între Chișinău și Găgăuzia. Cum este posibil examinarea cazurilor aleatorie? Pentru că avem o situație, vă amintiți probabil, că un cetățean, un hoț, ca să-i spunem așa, a mutat cauza, a plimbat cauza pe țară șapte ani de zile, iar ulterior s-a întâlnit cu judecătorul în parcarea unui centru comercial, cu o sacoșă duty free, și-a convins acel judecător să ia o anumită decizie. Potrivit statisticii prezentate de Parlament în 2023, cel mai mic număr de dosare l-a avut Curtea de Apel Comrat, iar cel mai mare, cea din Chișinău. Proiectul de lege urmează a fi votat și în a doua lectură.